Laurențiu Ciurel este dezamăgit de faptul că în loc să fie sprijinit de cei din fondul proprietatea, acționarii îi pun tot timpul bețe în roate. Noi studiem la ora asta posibilitatea de a acționa în judecată acest acționar. Există precedente, pentru că nu este prima situație. S-au opus divizării Berbeștiului, s-au opus unor chestii extrem de clare care ar fi ajutat compania. Lucrul ăsta, acum suntem la Comisia Europeană reclamați pentru Brăila. Știți cum? Brăila s-ar putea la un moment dat să fie o afacere care explodează. Senatorul Partidului Național Liberal Goș Dian Popescu nu crede că CEO va acționa fondul proprietatea în judecată. N-a spus, cred că, și motivul pentru care, că poate, îi acționează. Dacă a spus asta, eu cred că Televiziunea Națională trebuie să preia și să fie întrebat chiar premierul țării ce a vrut să spună, ținând cont de cine sunt acționarii. Fondul proprietatea deține peste 21% din acțiunile Complexului Energetic Oltenia.